Numai puțin de 11 stații de încărcare rapidă pentru noile autobuze electrice din Timișoara urmează să fie construite în mai multe zone ale orașului. Contractul a fost semnat de primarul Dominic Friț la începutul săptămânii. O investiție pentru promovarea mobilității nepoluante și durabile. Noile autobuze electrice contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și la îmbunătățirea calității aerului în Timișoara. Odată ce noile stații vor fi funcționale, o încărcare completă a autobuzului va dura aproximativ 40-50 de minute, iar între curse se vor putea face încărcări de 10 minute pentru ca mijloacele de transport să aibă continuitate pe traseu. Spre deosebire, la stațiile normale, o încărcare durează aproximativ 4-5 ore. Câte două stații de încărcare rapide vor fi amplasate în stația de la Poșta Mare, alte două pe strada Oituz, în sensul giratoriu din Calea Buziașului, iar alte trei stații vor fi amplasate la capătul de linie din Calea Șagului. Câte o stație va apărea în depoul STPT, iar alta în zona Freidorf, pe strada Paul Morand. Valoarea totală a investiției este de aproape 2,8 milioane de lei fără TVA. Execuția se va finaliza în termen de șase luni de la emiterea ordinului de începere.